Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați auzit știrea aia cu hoțul care după ce a jefuit banca s-a dus la bancomat de la ușă și a pus monumental. Deci eu s-a dus să... Practic a intrat, bună ziua, aș vrea să fac o depunere. Am mare încredere în banca dumneavoastră. Și de unde banii? Păi de la dumneavoastră. Dar nu era mai bine dacă intra și spunea direct unei funcționare să îi treacă o sumă? Era mai cinstit. Vreau să-mi transfer. Da, dar asta seamănă, știi, este exact pe dos decât cum se face de fapt când vrei să închizi un cont. Dacă vrei să închizi un cont și n-ai card, așa. Știu caz, adică am participat, am ajutat o persoană. Bună ziua, aș vrea să închid un cont. Da, păi să vă facem un card. Nu, stați un pic, deci eu vreau să închid contul. Da, trebuie făcut un card ca să închideți contul. E ca în reclama aia, știi, la hemoroizii. De ce? Ce aveți pentru hemoroizii? Păi luați hemoroizii. Nu, eu vreau să închid contul. Ca să închideți contul, trebuie să faceți o plată. Că se plătește un comision pentru închiderea contului. Da. Ceea ce, sigur, enervează pe toată lumea. Înțeleg rațiunea pentru care o bancă cere bani ca să facă o operațiune bancară. Din asta trăiesc, din operațiuni bancare. Dar dacă nu ai un card, nu poți să faci plata la ghișeu. Pentru că persoana a zis, bine, cât trebuie să plătesc? 5 lei vă costă. Bine, vreau să plătesc 5 lei. Nu puteți să plătiți la noi. Trebuie să plătiți la bancomat. N-am card. Păi asta zic, vă fac card, plătiți la bancomat 5 lei, alimentați contul, plătiți 5 lei, după care vă închidem contul și desfințăm și cardul. Înțelegeți ce este exact pe dos? Jesus, da. Și asta a fost. Deci a durat închiderea contului cât a durat. 3 sferturi de oră? Nu. A făcut-o pe loc. A primit un card nou-nouț, cu tot, a activat, PIN, a alimentat cu 5 lei. Și se pare bine. Fabulos. Da. Și cred că este așa e invers, adică poate că hoțul ăsta terminite s-a întâmplat. Enervat de astfel de povești, s-a dus, a cerut, a prezentat un bilețel. Acesta este un jaf, dăm 125 de dolari, atât a cerut, 100, nu, 150 de dolari, atât a cerut. E, nu cred că s-a oprit chiar acolo. 150, da? 150 de dolari a cerut. Un jefuleț. Da. I-au dat banii și după aia a ieșit și imediat cum a ieșit s-a oprit la bancomat și a alimentat. După care, sigur, a venit poliția, l-a arestat. Interesantă concluzia știrii. Poliția nu a recuperat niciun ban. Dar Williams era în posesia unui card bancar, nu știu ce. Ceea ce mă duce la concluzia că nici poliția nu poate recupera banii de la bancă atunci. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.